Ciao, suntem Claudiu și Alina, fondatorii site-ului și paginii de Facebook Arta Cultivării Ciupercilor. Astăzi vom vorbi despre pregătirea substratului pentru pleurotus cu adaos de suplimente. Acest video se adresează în special celor care au trecut de prima etapă, cei care cultivă ca și hobby sau pentru consum familial. Suplimentele se folosesc pentru a avea un compost cât mai productiv, dar este foarte riscant dacă nu se respectă bine toate procedurile, ducând cu siguranță la apariția mucegaiului. Când se dorește pregătirea substratului pentru o ciupercă, ar trebui înainte de toate să cunoască cel puțin parametrii fizico-chimici pe care aceasta îi preferă, plecând de la pH, de la nivelul de azot al substratului, nivelul de umiditate și raportul carbon-azot. În imagine puteți observa ciuperca pleurotus. În primul rând, când facem substratul pentru pleurotus, stocăm paiele de preferat la o lungime de 4-6 cm. Cu ajutorul unei furci, întindem grămada obținută pe un plan rectangular cu o grosime de 30-40 cm. Paiele se umectează și se întorc în mod repetat timp de 2-3 zile. Prin repetatele udări și întoarceri, reușim să aducem nivelul umidității în jurul la 70-75%. Lucru cel mai important este uniformitatea perfectă a substratului. Dar atenție, nu paie uscate! Dacă nu supunem paiele fazei de premasă, adică de fermentație în aer liber, înseamnă în primul rând consumarea substanței sale organice și deci zaharurile conținute de acesta, atât de importante pentru metabolismul miceliului. Dacă nu se consumă inutil substanța organică, înseamnă pentru miceliu să aibă la dispoziție mai multă substanță organică, adică zaharul simple asimilabile. Deci, mulțumită unei mai bune nutriții a miceliului, producția va fi mult mai mare. După cum mulți știu, faptul de a avea la dispoziție mai multe zaharuri decât este într-un substrat pasteurizat poate duce mai ușor la apariția problemelor de contaminare cu diferite mucegaiuri. Poate să dureze și 7-10 zile până când premasa este pregătită. În funcție de perioada și de tulpinile folosite pentru inocularea substratului, decidem ce suplimente să adăugăm. În mod normal, îmbunătățim mereu substratul și când ne decidem să cultivăm ciuperci vara. Facem saci mai ușor ca să evităm o posibilă supraîncălzire a substratului. În ceea ce privește materia, folosim paie de grâu ca și bază, apoi fân sau lucernă, într-un procent de 20-30%, ovăz cam 3%, tărâțe de grâu 3%. De asemenea, putem folosi dacă dorim și alte tipuri de suplimente. Aceste materii prime trebuie să fie amestecate perfect între ele. Dacă nu, credeți-mă, acest pas este unul dintre cele mai importante. Eventuale puncte de concentrație a nutrienților pot da naștere mai târziu, în faza de incubare, la apariția mucegaiurilor. În mod normal, se îmbunătățesc paiele cu suplimente, în faza de premasă sau în momentul în care se procedează la umplerea tunelului de pasteurizare. Când se folosesc suplimente, nu se poate utiliza apa pentru pasteurizare. Este indispensabil un tunel de pasteurizare. La începutul anilor 2000, ne-am construit un mic tunel de pasteurizare care, în definitiv, este un fel de container izolat termic dotat cu un sistem de recirculare forțată a aerului, prevăzut cu un grilaj special în partea de jos. Cum puteți observa în imagine, se vede și grilajul în partea de jos. Oricum, o să vă explic într-un alt video despre cum se construiește un mic tunel de pasteurizare. Este nevoie de două persoane care se umple cu ajutorul furcii tunelul, creând în interior un pat uniform de substrat cu o grosime de circa 1,80-1,90 metri. În tunelul nostru intră în jur de o tonă jumate de compost și se obțin circa 60 de baloți de câte 25 de kilograme fiecare. Greutatea lor depinde de structura și gradul de umiditate al substratului. Încercăm mereu să facem un substrat cu un conținut mai mare de umiditate. Astfel, acesta va da mai multe ciuperci frumoase și consistente. În imagine puteți observa schița tunelului de pasteurizare. Cine a văzut o ciupercărie cu ciclu închis, cu siguranță a observat cum sunt făcute tunelurile de pasteurizare. Marea majoritate a producătorilor de substrat
Folosesc pentru pasteurizare un generator de vapor și o centrală electronică care gestionează toți parametrii utili de la început până la sfârșit. Tehnicianul programează centrala și respectă graficul. Se utilizează un termometru cu tijă lungă, cum se poate observa în imagine, cu care se controlează la nevoie media temperaturilor substratului. Pasteurizarea durează în mod normal între 1 și 7 zile. Depinde de mulți factori. Vârful temperaturii poate varia între 60 și 70 de grade Celsius. Când vârful temperaturii atinge 70 de grade Celsius, se opresc aburii, rămâne aprins ventilatorul pentru recirculare aerului. Dacă tunelul este izolat bine, scăderea temperaturii interne durează mai mult. Țineți controlată temperatura. Când ajunge la 50 de grade Celsius, trebuie să o mențineți constantă cel puțin 5-6 ore, apoi lăsați să se răcească. În funcție de suplimentele și materiile prime folosite, ciclul de pasteurizare poate fi repetat. Trebuie să încercăm să obținem selectivitate. Aceasta este foarte importantă. Evită viitoarele contaminații. În cărțile de specialitate se știe, ne sunt prezentate multe proceduri de pasteurizare, dar nimeni nu spune, fă așa că este bine sau nu fă așa că nu este bine. Experiențele ni le face mereu pe pielea noastră. La finalul pasteurizării, după ce s-a răcit substratul, se începe însămânțatul în următorul mod. Este nevoie de cel puțin 3 persoane. 2 țin deschis sacul de plastic, sacului trebuie să-i faceți găuri, pe unde apoi vor ieși ciupercile. Și atunci sacul se ține deschis în fața tunelului. Cu ajutorul unei mici furci, sacul se umple încet încet de către a treia persoană care stă încă de la început în fața tunelului și apoi în interiorul acestuia. În timp ce a treia persoană umple sacul, unul distribuie în interiorul acestea miceliul cât mai uniform posibil. Sacul, pe măsură ce este umplut, trebuie și presat în mod uniform. Apoi se leagă în partea superioară și se duce în incubator. În ceea ce privește faza de incubare și fructificare, puteți viziona videourile postate anterior.